am emoții. Seamnă foarte mult pentru mine aceste aplauze. Cei 500 de mii care se uite acum la mine o să remarce că am microfon nou. De unde? Ceva prea din. Da, este nou, este Sennheiser. De unde? Din Beuș. Nu-i Sennheiser. Da, nu Sennheiser. e fruie șure, șure, ies șure, ies șure, da, da, ora 10 a sosit, cafeluța a venit, că la 6 să bea ceaiul, așa a aș zis Becali, în fiecare dimineață Dumnezeu face ca mama să vină la ora 6 să-mi dea ceaiul. Doamna mama lui Gigi Becali, nu i-ați dat ceaiul? Când trebuia, acum deja bă, îl puneți la ceșcuță. Știu că e supărat, e necăjit. Trei oi din turmă au fost furate. Trei oi din turma lui Becali. 1500 de euro pe puțin. Mai bine luăm un jucător de la Steaua, de la FCSB, înțelegi? Dar pentru ce să mai ții eu în ziua de azi? Pentru ce să mai ții eu în ziua de azi? Am ajuns să aducem cioban din Bangladesh. Robis vine să crezi. Cioban din Bangladesh. Ciobanul din Bangladesh nu face cash, face cash. Ciobani din Bangladesh. Pentru că ai noștri ciobanii să -o, -o, o ocupați. Ciobanul, baciu cel vrâncean, cu cel ungurean, mării se vorbiră și la, se sfătuiră ca la pus de soare, pă, la moldovean se mi-l omoare. Ciobanii noștri trebuie să se estă între ei, înțelegi? Cum sunteți bine? a trecut și Black Friday, a dat Dumnezeu sărbătorile astea românești, Halloween-ul, tot în regulă, da? Am trecut și pe Facebook, ați văzut, punem cafeaua pe Facebook, ediția cu numărul 85, nu trebuie să mă aplaudați, trebuie să vă abonați. Bă, cum dracu, suntem 8 miliarde pe planeta asta, 8 miliarde, știți, săptămâna trecută am făcut 8 miliarde. A zis, Borcea, câte? <laughs> planeta are 8 miliarde. Suntem 8 miliarde pe această planetă și numai 18.620 de subscriber pe YouTube. No, faceți bine! Că aveți timp. Ce așteptați acum? Coletele de la Black Friday? Joacă până depozit, careva fotbal cu ele. <laughs> Care va pretind <laughs> Că începe campionatul mondial din Qatar O să ne uităm ca la Porn. Suntem acolo, dar nu participăm <laughs> Ce am mai primit la redacție? Nu, nu e o carte e o... Oamenii sunt perseverenți și ambițioși Cristi din Brașov, îl salut mi a trimis un ordonator De acte de mașină Nu, no mă mor mai fi, uite, aici îți mașina, ce ai? Logan, Dacia căruță, numărul și ai aici să-ți organizezi actele. Are o firmă de asta, zici, domnul Benia, nu avem bani de reclamă dacă zici, zici, dacă nu bine. Nu zic. Îți uh, <laughs> mai multe firme și el are Rubik Shop de personalizat. Ăsta personalizează de la A la Z, de la Alfa la Omega să fie sănătos. Asta este alta NAM Apropo de actele la mașină, S-a întâmplat un accident într-una din nopțile trecute în Cluj-Napoca. Un merce de salbo venitare o trecu pe roșu și pocodat într-un logan. La două noapte era ploua. Șoferul o pleca de la locul faptei. S-a aflat că de fapt era cu liță tărâță. Acum tărâță. <laughs> El e mărunt, nu-i mărunt ca cu sterp. Culiță Tărâță, ăla era politician. Era, am avut, cum am avut Triță Făniță, Culiță Tărâță, Tony Greblă, avem și pe Culiță Sterb. Am eu îl înțeleg. El vine de undeva din Hunedoara și eu vin din Alba. Bă, culiță, dragă, dacă vrei să vii în Cluj, Napoca, foarte bine te-ai orientat să vii la două noapte. Teoretic nu-i trafic și nici nu-o fost trafic. Tu ai fobat. 0,4% la son călcături, mă. Te urci la volan, nu-i bine. Și te-ai și dus de la locul fapt. Eu te înțeleg, mă. Eu te înțeleg, dar... Carmen de la Sălcioan, același timp, <laughs> și am podobit. Fosta nevastă și-a împodobit bradul de Crăciun. Zice, eu vreau să simt magia sărbătorilor, magia Crăciunului din noiembrie. Târgul de Crăciun din Cluj, Napoca, începe mâine și suntem pe ultimul loc, că deja în Craiova și-o dat drumul, târgul. Olguța Vasilis, că asta când își dă drumul așa am vrea acum să stăm să... Ne... la diva din septembrie sunt filme de alea divorțate de Crăciun, măritate de Crăciun, iubită de Crăciun, hoimondită de Crăciun, date în rat de Crăciun. Tăte să fac de Crăciun. Pe cuvânt, noi acum, după pandemie, după război, așa am vrea să fie trilumpa în Crăciun și în rest numai în vacanțe. No, treziți-vă că bate factura la ușă poșta. Cică, bă, un studiu relevă că fapt, faptul că oamenii care înjură sunt mai sănătoși, mai creativi și mai fericiți. Hai să-mi bag pula. Oamenii, acum mă scuzați că e dimineață și da. Dar mă, cum pizda da măsi? Deci oamenii care în jur Ești fosa, bă. Nu, nu, nu. Deci ești mai sănătos. și în jur, de, de, aia blocaj, de aia nu se fac autostrăzi la noi. Drumurile, așa cum le avem, sunt niște spitale, mă. Și de aia, când se face coadă spre Poiana Brașov, când stai în trafic și în jur, fută-i, bate-i Dumnezeu, luai dacă. E terapie stai 5 ore în coloană, cum stăm noi în Cluj, da, ore în fiecare dimineață, numai noi ardeleanii până să ne gândim cum să înjurăm, că noi suntem și inteligenți. no, să-l bag sau să-l scot. nu, de terapie, da, pe TikTok, Instagram, Facebook, peste tot suntem. Vă așteptăm și pe voi, voi. weekend plăcut și tot ce vă doriți. Iar cafeaua de astăzi a fost dată de Andrei din Zalău, care acum e în Chicago. buymeacoffee.com slash nicubendea Am uitat să cer bani, Bă! Nu, că trebuie să încep să înjur mai mult, să fiu mai fericit, mai creativ. buymeacoffee.com slash